Tatăl care cunoaște lucrurile. Pe tine te rugăm, pentru Fiul și Tatălor, auzi-ne și pe noi, Dumnezeu și cinstite Părinte, și du-și rugăciunea noastră la milostivul și iubitorul de oameni, Dumnezeu, ca omul care stai înaintea Lui din preună cu toți sfinții. Credem că ne iubești cu aceeași dragoste cu care iubim pe frații tăi când vezi în această lume. Meșteșugul doctorilor, stăpânit în multe rânduri, cu ajutorul Papului, suferințele celor bolnave, iubitat, iar după ce în sfânta ta dormire, stăpânit tuturor, arată moaștere tale zbor de tăpătuit, că felurile de putință se vindecă și putere să dăruiește celor ce cu evlavie desăvântă și cer dumnezeiască ta mijlocire. Pentru acele împărăție în căldură, care ai primit harul tăpătuitor pe frații noștri cei bolnavi, cumplit înviforați de suferință, cercetează și vindecă de neputințele care-i stăpânesc. Cu totul ce înspite și pe Sfinte Părinte Luca, nădejdea celor bolnavi care s-au înfapt în vreme, nu uita pe frații noștri și dăruiește-le vindecare, iar nouă tuturor celor spre bucurie, ca și noi din felul cu tine să slăbim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul